Bună seara, dragii mei! Mihai Racovician, realizator emisiunii Cadastru pe înțelesul tuturor și în această seară, împreună cu echipă bogată, pot spune foarte consistentă, vom încerca să abordăm o problemă de mare interes care privește ansamblul României, dacă putem spune așa, cu referire la un subiect de importanță majoră și am să invit colegii, n-am să-l lansez în discuție. În primul rând să-i salut și începem cu domnul Paul Miclea de la Ribița. Bună seara! Bine ați venit, domnule Paul, sau revenit în cadrul emisiunii noastre, domnul Indreiu de la unde o fi, de prin zona Moților. Bună seara! Domnul Dămăcuș de la Arad, bună seara! Bună seara! Domnul Ferraru de la Giarmata. Bună seara, chiar de la Cerneteaz am avut o problemă tehnică, mă bucur că sunt alături de dumneavoastră. Totdeauna văd că în ultima perioadă se cam îmbolnăvește tehnica asta. Și evident, centrul țării, în atenția noastră, va trebui să fim cu ochii pe Miercurea Ciuc, pe Balvanioș, săptămâna viitoare, evident, domnul doctor Boton Dracoși, care îl și invit să ne povestească ce se va întâmpla la finalul săptămânii. Bine v-am găsit. Așa cum povestit, am considerat că ar fi util să stabilim niște lucruri legate de specificații tehnice care vizează înregistrarea sistematică în cadastru și cartea funciară, pentru că am constatat că în diverse județe se interpretează în mod diferit aceste specificații tehnice și având în vedere că noi avem 3 UAT-uri în 3 județe distincte, Alba, Covasna și Arghita, am invitat reprezentanții acelor oficii teritoriale, reprezentanții primăriilor implicate, să ne așezăm la o masă rotundă, chiar dacă este pătrată, dar ne așezăm la masă rotundă și vom dezbate punctele sensibile, interpretabile din specificații tehnice. Vestea bună că azi am fost la fața locului și am stabilit deja și meniul, care este un lucru extrem de important. Categoric, unii numai cu asta se aleg. Da, pardon, scuzați, vă rog, domnul Boton, trebuie să specificăm foarte clar, firma Topo Service S.A. din Miercurea Ciuc face acest efort, nu putem să neglijăm lucrurile astea, trebuie să știe lumea că la cineva în România îi pasă de modul de lucru, îi pasă de profesionalism, de aceea face eforturi ca să învățăm românește, să vorbim, să interpretăm și să aplicăm corect ceea ce înseamnă identificarea patrimoniului românesc. Am dreptate? Așa este, sigur, sigur. Deci ca să audă și ungurii, și românii, și turcii, și nemții. Poate avem și un președinte care s-o fi întors în România, că doar o primi premiu, nu știu pentru ce, dar mă rog, asta e fiecare premiu pe care îl merită. Noi nu merităm decât slujba. Și în seara asta vom încerca să legăm registrul agricol de, evident, înregistrarea sistematică sau, mai precis spus, de actualizarea informațiilor tehnice. Am să-mi permit să spun foarte clar câteva idei despre ceea ce reprezintă din punctul meu de vedere, registrul agricol și, evident, am adus un profesionist care la țară, la Ribița, acolo, cu asta se ocupă. Și problema de fond este că trebuie să identificăm și lucruri bune, dar și nebune, care nu funcționează, care trebuie puse în discuție și să vedem soluții. Și vreau să-ți spun, domnul Racoși, că ți-am pregătit o rezoluție, cea de la Timișoara, pe care o apreciez ca fiind una de substanță, pe care trebuie să o adaptez la Miercurea Ciuc atunci când termin această chestiune. Evident că trebuie să știe toată țara ce am discutat acolo. De acord cu mine?
Așa este, ideea a venit de la tine, dar este o idee foarte bună pentru la mine, că noi în echipă lucrăm. Și cred că nu cred că facem concurență cine e mai idiot sau cine e mai scripitor. E bine că discutăm, dar e și mai bine dacă cele discutate vor fi și consemnate, puse pe hârtie, ca să nu uităm mâine ce am discutat ieri. Evident. Domnul Paul, Registrul Agricol, din perspectiva mea, reprezintă inima unei comunități locale care stă la baza dezvoltării durabile, care contribuie la strângerea bugetului, la plate, la taxe și care, de fapt, are un rol determinant în viața socială a comunității. Cum îl vezi tu ca om care te-ai lovit de acest subiect? E util? Nu e util? E necesar? Nu e necesar? Te rog! Îmi pare bine să revin la această emisiune în primul rând. Și ca să vă dau răspunsul, cred că este foarte util. Acesta e evidența populației, de la gospodărie, la asociații, la persoane juridice, tot ce ține de o gospodărie. Cred că fără registru agricol, evidența terenurilor, în primul rând, nu s-ar putea face. Dacă registrul agricol nu ar exista, să spun așa, ar fi un haos total. Asta e părerea mea sinceră, de câte probleme m-am lovit până acum. Evident, un om cu experiență, un om care lucrează, un om tânăr, câți ani ai? Da. Câți ani ai? 35. Uai de mine, abia știi să scrii, adevărul ăsta este, să aibă o idee generoasă despre un subiect important. Și acum, dacă tot suntem la moți, și care sunt mai hotărâți ca Horia, Cloșca și Crișan, când au fost trași pe roată, trecem la oltenii veniți în Banat, să ne spună, ca oameni reprezentanți ai cetății, dacă este important registrul agricol, cum se ține la gearma ta, ce părere are despre el domnul Ferraru. Țin să vă salut încă o dată de la sediul Asociației Proce. Auzi, lasă salutările, spune lucruri mai importante, că timpul va fi foarte scurt. Unde se întâmplă lucruri faine. Dar, din punctul meu de vedere, Registrul Agricol este baza de date primară a avuției țării. Dacă adunăm toate registrele agricole, toate informațiile care există în registrele agricole, obținem o sumă, o inventariere, de la păsări, animale, terenuri, gospodării, cetățeni. Este o bază a unei mari baze de date a țării. Consider că este o bază foarte importantă și dacă este gestionată cu responsabilitate și de către profesioniști, ne va ușura munca tuturor. Da, deci problema de fond e puțin mai adâncă. Această bază de date se fundamentează pe declarații. Domnul Ghiță, ce părere ai tu? Cum întâlnești în viața reală? Tu ești un om pragmatic, ești un om care trăiește în viața reală, nu în bula pe care alții o simt și se comportă ca atare. Ai întâlnit multe situații în care declarațiile înscrise în registrul agricol nu corespund cu realitatea? Cea mai mare parte corespund, dar partea proastă este că dinamica agricolă care este nu-i reflectată de partea scrisă. De regulă, aceste informații, în mare parte, ele sunt copiate. În vechea evidență, noua evidență. Atunci, cum corespund, domnul Ghiță? Hai să le spun unor pe nume. În mare, mare corespund. Parte corespund, după aia sunt informații de... Cum să le înțelegem? Aici e așa o... Nu sunt actuale. Nu sunt actualizate. Statul astăzi este... Acum, trebuie să fim... Acum, nu pot să mă exprim la nivel de țară, fiindcă cunosc nu, evident, nu. În zonă sunt 2, 3, 5 asociații familiare sau persoane care se ocupă de o parte din terenul, care sunt mai aproape de sat și în regulă sunt părăsite celelalte terenuri. O parte din teren, într-adevăr, sunt lucrate de asociații mari sau de firme mari,
care le exploatează pentru lucrări agricole intensive. Cam asta e tendința. Dar o altă tendință ce am observat în ultimele 6 luni, 12 luni, o mare parte din persoane încearcă să găsească o proprietate sau să-și găsească o fostă proprietate care au avut-o și de care au uitat la țară. Fiindcă tendința care o avem astăzi în România, probabil că și în lume, va fi să poți, cel puțin o perioadă, să te autogospodărești. Cel puțin pe perioada de vară să-ți produci minimul necesar pentru gospodărie. Știu că nu asta este o soluție, sau în opinia mea nu este o soluție la nivel de țară, dar la nivel de cetățean și de familie, din păcate, cu inflație, cu tot ce ne va aștepta, va fi singura zi, ață sau unitate, ca să zic, de care ne vom putea agăța. Subsistență, ca să putem trăi, nu? Va fi un minim necesar. Deci orice familie care va reuși undeva să găsească un 1500-2000 de metri pătrați, care nu sunt costuri foarte mari și nu trebuie nevoie de o foarte mare dotare, va putea să-și asigure pe 6 luni, 8 luni un nivel minim de da, Ghiță, aici putem să spunem un lucru foarte important. Am învățat oamenii să-i trimitem la muncă să muncească pentru ei și după aceea și pentru ceilalți. Conjunctura economică și politică îi obligă să facă treaba asta. Fiindcă nimeni nu este foarte bucuros în loc să meargă într-un concediu de weekend, să meargă la țară să ghilimele să dea cu sapa. Boti, cum găsim noi registrul agricol în voi, la voi, la Covasna? Tot îmi pui întrebări. Pot să pun și eu o întrebare? Prima dată îmi răspuns și după aceea pui întrebări. Da, e legată de problema aceea. La primărie, din câte am înțeles, există cel puțin două evidențe paralele, așa, legate de terenuri. Evidența fiscală și registrul agricol. Cum știți voi, cele două registre, ce evidențe sunt legate, conțin aceleași date sau trece... Nici într-un caz. Eu spun foarte limpede că subiectul ăsta tot îl dezbatem de mulți ani la radio, împreună cu Indreiu, cu Dămăcuș, în mod special, și cu Dan Voie, cu Dumnezeu, să-l odihnească acolo unde ne păzește de sus, să ne continuăm misiunea care am făcut-o împreună și cu rezultate apreciabile. Tot timpul am atras atenția că cele două evidențe, dacă vrem să le spunem așa, registrul agricol ca reflectare a patrimoniului și registrul fiscal, trebuie să existe o consonanță. Și iată că a venit legiuitorul și prin codul fiscal nou impune o regulă foarte interesantă la articole 461 și 466, în care evident se întocmesc documentații cadastrale care dau dreptul să modifice ceea ce este evidențiat. Aici apare conștiința fiecărui cetățean. Indreiule, mai avem conștiința. De ce am ridicat problema? Pentru că am postat în camera de chat că există o investiție 7 în Programul Național de Redresare și Reziliență, care vizează tocmai această problemă. Adică se dorește ca impozitarea să se facă pe valoarea reală a imobilului respectiv, a proprietății respective. Excepțională, și asta este tematică pentru simpozionul, pentru masa rotundă. Te rog să reții că trebuie să-l bagi în program. E foarte, foarte bună observația ta. Chiar dacă nu mergem pe valoarea reală fiscală, mergem pe valoarea reală a suprafeței. Pentru că fiecare om va trebui să înțeleagă că în cazul în care își declară suprafața deținută, suprafața va crește și impozitul va scădea. E un mecanism economic. Cum apreciezi, Daniel, despre conștiința românilor?
Acum să sar la conștiință de la discuția care a fost mai înainte, cred că este prea mult. Nu e prea mult. Mă pare foarte rău. Asta e determinantă pentru a-l ajuta pe domnul Paul, care râde. Păi, el râde că e tânăr încă. După ce mai îmbătrânește, nu o să mai râdă nici el. Începe să gândească altfel, dar să revin la ceea ce spunea domnul Boton. Într-adevăr, este o problemă legată de aceste evidențe paralele, dar eu lucrez aproximativ cu 15 primării, pot să spun așa, în mod frecvent, să zic așa, și din 15 primării la 3 primării există tot timpul o legătură când se întocmește o documentație, se actualizează atât evidența fiscală cât și evidența de la Registrul Agricol. Merg ei de la... Ce drept, omul stă mai mult, pierde un pic de timp acolo, pentru că nu au un flux bine definit în primăriile respective, dar funcționarul de la taxe și impozite merge la Registrul Agricol sau invers și când eliberează certificatul fiscal, automat au o bază de date comună. Doar 3 primării din 15, v-am spus, nu este o regulă, dar... Paul, cum e la tine? Paul, cum e la tine? O mențiune, vreau să vin aici. În primul și în primul rând, suprafețele, toate actele care vin, contract de vânzare, cumpărare, acte de donație, în fine, n-are importanță, orice fel de act care vine înscris în Registrul Agricol, primul și în primul rând trebuie să vină la Agricol și mai apoi să meargă la taxe și impozite, sub formă de o adresă. Asta e legătura dintre compartimentul de Registrul Agricol și taxe și impozite. Adică tot ce apare în Registrul Agricol ar trebui să apară și la taxe și impozite. Voi aveți multe păduri acolo, trebuie să faceți adrese, să tăiați, să faceți hârtie, că de fapt, da, vă și spune că Registrul Agricol se ține și pe hârtie și format digital, nu? Domnul Ferraru, parcă așa sunt oamenii politici, foarte economici, la inteligență, nu la hârtie. Nu știu exact cum sunt oamenii politici, dar o regulă... Mâine o să vedem. Cine o să pice, cine o să rămână. Nu. Până nu mai contează cine vine, cine rămâne. Din punctul meu de vedere, dacă îmi permite să revin la Registrul Agricol, eu zic că ar trebui să funcționeze o regulă de normalitate, chiar și de bun simț. Sunt implicați mai mulți factori. Cetățeanul care este declarant, proprietar, posesor, care, în mod normal, trebuie să meargă la Registrul Agricol să-și depună acea declarație, să fie luat în evidență, pe urmă, compartimentul sau direcția de taxe și impozite, care să elibereze acel certificat fiscal și să-l impoziteze pe cetățean. Dacă toți acești factori ar fi puși cap la cap, eu zic că lucrurile... Iar nu oprește, domnul, ar putea fi simple. Auziți, la Germata se face așa. Eu am spus regulă de bun simț. Nu, acum vă întreb pe dumneavoastră, data viitoare în emisiune, eu o să vreau de la dumneavoastră că v-am explicat un lucru, atât la domnul Boton, cât și la domnul Ferraru, un lucru pe care l-am trăit. După ce n-am mai fost consilier de țean, am văzut ce putere am avut și am pierdut-o când am folosit-o. Vedeți dumneavoastră, printr-o solicitare și o intervenție în Consiliul Local, puteți să solicitați ca lucrurile să fie reglate. Am dreptate, Ghiță? Da, ai dreptate. Nu m-am vrut să-ți fac la subiectul care l-ai deschis. Încearcă să mergi la primăria Timișoara să-ți actualizezi la rolul fiscal din 1000 de metri pătrați de curs construcții, cum de regulă au toată lumea, suprafața, toate băgate curs construcții, să treci acolo vreo 400 de metri pătrați de agricol. Să văd dacă ai reușit sau dacă ai stomac să treci prin atâtea birouri până când reușești să faci această actualizare a Registrului Agricol. Mai provocat și trebuie să o spun. În perioada campaniei electorale, când primarul Fritz se întrevedea că va ajunge primarul Timișoarei, mi-am permis pe Messenger, ca să nu fiu rău, așa, să-i pun câteva întrebări. Și am spus așa: stimate domnule primar, având în vedere ce calitate îndeplinesc, realizator de emisiuni, etc., 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 vă pun o întrebare cu referire la patrimoniul estimat al Timișorii.
Ce aveți de gând să faceți, având în vedere că aveți un vis care a fost un model, dar nu s-a folosit datorită tot conducătorilor isteți care ziceau că nu știu să lucreze pe calculator și atunci nu trebuie, asta de fațadă, că în rest nu se leagă bazele de date, și l-am întrebat, dacă nu-mi răspunde, el reprezintă un alt gen de mafie imobiliară. Evident că mi-a răspuns și m-a trimis la și alții, și atunci i-am răspuns și eu și am spus, domnule primar, eu primar, domnule Fritz, acest subiect este de o importanță atât de majoră încât nu pot să mă duc la alții. Când veți avea timp să vă faceți? Ca să lămuriți lucrurile și să înțelegeți fenomenul, vă rog să mă chemați. Și cum m-au chemat unii și alții, așa m-a chemat și el, că nu-l interesează. Am dus și vreo 7 întrebări viceprimarului care răspunde de patrimoniu. Evită incapacitatea sau marionetele, păpușarii, cercurile de interese co-subterane. A, să folosim niște termeni foarte interesanți, nu? Cred că domnul Ferraru se lovește de Timișoara și confirmă că am dreptate. Sunt multe probleme și chiță. Problema de fond este că ar trebui dați în judecată. Pentru că dacă ai legea de partea ta, ar cam trebui să ai dreptate. Dar acum mai și acolo sunt probleme. Boti, cum înțelegi tu fenomenele astea? Eu am reținut că aici vorbim despre bunul simț și nu despre primării. Nu? Păi cele două... Asta trebuie să plantăm. Știi, suntem la agricultură acum și dacă noi plantăm bunul simț, s-ar putea să răsară. Dar între timp mi-a venit o idee. Haideți să încercăm să elaborăm o schemă logică cu care să ajutăm primăriile cum să rezolve aceste probleme. La registrul agricol, la fisc, suntem oameni cu experiență, ne punem umorii așa la treabă și haideți să facem o schemă logică. Dragul meu, asta a făcut. Vreau să-ți spun că noi am creat baza de date TGIS. De nivel comun, pentru că asta e, și nu găsim parteneri. Ne trebuie legătura dintre registrul agricol, cel care se țină în format digital, și legarea bazei de date grafice, un ID. Și nu există, pentru că, de exemplu, am încercat în mai multe date, rânduri, am fost la Caransebeș, pe vremea când era fost ministru de interne primar, Vela. Am prezentat tot. Erau gata și a intervenit cineva cu ceva și a băgat o strâmbă și nu s-a mai făcut nimic. Deci nu există voință politică, dragii mei oameni politici. Voi aveți această putere și nu o dați din mână. Domnul Paul, ce părere ai? S-ar fi munca mai ușoară dacă ar fi tot un format digital și ar fi corelate toate aceste subiecte? Da, în primul rând vreau să vă spun că la Ribița noi lucrăm exclusiv electronic, nu mai lucrăm pe hârtie, după cum bine știți. În altă ordine de idei, i-am rugat pe cei care se ocupă de registrul agricol electronic să interconecteze, exact ce spuneați mai devreme, baza de date de la registrul agricol cu cea de la taxe și impozite, măcar la proprietari și la suprafețele proprietarilor. Măcar atât, să avem o evidență la care putem vedea în timp util dacă suprafața respectivă care o am la registrul agricol este corelată cu suprafața de la taxe și impozite. Bineînțeles că asta, dacă s-ar face la nivel național, ar fi un beneficiu pentru toate OAT-urile și pentru populație, atât pentru funcționarii publici, pentru toată lumea. Problema cea mai mare, și cred că acolo se va ajunge sau asta se va vrea, dar problema care o văd eu în momentul de față este că Registrul Agricol Național nu este pe deplin funcționabil. Dacă Registrul Agricol Național ar fi pe deplin funcționabil, moment în care orice persoană care are în proprietate un teren, animale, indiferent ce are, cu ce este înscris la Registrul Agricol, ar putea să vadă în Registrul Agricol Național,
ar merge înainte, dar neavând posibilitatea asta, cred că lucrurile stagnează și o să stea pe loc. Adică primul pas este făcut, dar nu este funcțional. Asta e, asta vreau să vă spun. Îmi aminte de, cu plăcere de unul dintre oamenii care lucrează în domeniu, în IT, evident, și zicea că atunci când ajung documentele la entitățile publice, parcă timpul se dilată. Dacă am aflat de la un tânăr de 35 de ani, eu care sunt dublu ca el și ceva, și toți... Nu chiar dublu, să nu exagerăm. Nu exagerăm. Să nu exagerăm, că nu ești dublu. Păi, bai, 62 de ani. Lasă-mă namarul meu, el e 35, mă, învață și tu, n-ai făcut la grădiniță. Nu mai are mult nici el până la 62. El e tânăr, măi, fratele meu, dar dacă el a ajuns la concluzia asta, vă dați seama ce importanță are acest subiect. Dacă el susține, pentru că el dacă lucrează în acest lucru... Unii oameni se prind mai repede decât noi. Dar merg, te rog, repetă, că am înțeles. Unele persoane se prind mai repede decât noi. Să sperăm, nădăjduim, dar depinde ce au mâncat azi dimineață. Dacă n-au băut lapte, s-ar putea să nu se prindă. Deci, domnul Indreiu, ești din zona acolo și ne-ai dat o veste bună, că există comune care țin cont de actualizarea registrului agricol, după care actualizează și certificatele fiscale. Am dreptate? Da, poate că noua generație, din care face parte și Paul, încet, încet o să facă ca acest lucru să devină o regulă peste tot. Eu așa sper, pentru că este singura posibilitate de a merge înainte. Eu sunt frământat de la începutul emisiunii cu privire la ce se întâmplă în spatele domnului Raco și nu-mi dau seama ce se întâmplă acolo. Văd niște lucruri nu prea plăcute, dar nu a dat explicații până acum. Așteptam să explice. Pentru că probabil și din cei care se uită la noi au aceeași dilemă. Da, vă explic. E vorba tot de birocrație, de dilatarea timpului. E o pădure unde în urmă cu vreo 2 ani a avut loc o dobărâtură. Copacii sunt căzuți sunt jos și în 2 ani n-au reușit să obțină aprobare pentru exploatarea materialului lemnos. Pentru că undeva la București, pe la ministere, hârtile se pierd. Și așa, anul viitor, nu o să mai aibă ce să facă cu lemnul respectiv, desigur. Oricum arată bine. Foarte frumos! Băi, excepțional exemplu. Bă, data viitoare, vă rog și voi, luați exemplu, pentru că astea sunt poze sugestive. Te rog, Ghiță. Deci sute de metri cub de lemn, Se duce acolo. Ascultai alții. A fost ocazia în 2017 când a fost potopul ăla, tornada aia în Arad, vorbind de probabil de milioane sau zeci de milioane de metri cub, sute mii de hectare de pădure, ca și când iei o din asta descobitor șorup, pusă la pământ în 10-15 minute. Deci nu puteai să vezi, deci n-ai mai văzut un pom întreg. Și zi de azi, eu cred că cel puțin jumătate din ea, dacă nu trei sferturi, este deja putredă. Nu vorbim de ce văd acolo în spate. Da. Imaginează-ți, toți pomii cum este acel pom, sunt căzuți. Exista, când eram copii, un joc Marocco, țineți minte. Ăla cu bețișoare când le suceai și cădeau toate. Imaginați-vă o pădure veche de 100 de ani, 120 de ani, pe sute mii de hectare, așa ruptă. Și alergăm după căruțe cu lemn când acolo se pierd sute mii de metri cub. Asta reprezintă management performant la nivel de Uniune Europeană. Trebuie să o spunem pe nume. Incompetență. Ce a semnat pentru... Am participat. Știți ce a semnat pentru silvici, tehnicieni sau nu știu care e partea de pădurari? Să meargă să marcheze acei arbori. Când ei trebuiau de urgență scoși din acea pădure, de acele păduri, acele zone și cubați într-o rampă undeva, într-o gară sau unde exact ce. Nu o să mai facem nimic cu lemnul, că noul plan de național de reziliență va interzice folosirea lemnului de foc. Hai. Poate vorbesc în zona respectivă de 3-5% din suprafața de pădure a Aradului.
dacă îți poți imagina. Lucruri grele, lucruri grave, lucruri care... Uite, dacă tot am ajuns la păduri, avem și... Era imposibil să cobor la rădăcina acelor arbori să îi marchez. Efectiv, erai sub o masă compactă de... Nu știu. Are cineva deschis un radio, ceva? Dacă l-are, îl rog să-l închidă. Investiția 5 prevede că în sumal 2 va fi inclus și cadastrul forestier. Deci se rezolvă totul și acolo, deci, în acel domeniu. Domnul Bodon, ați lansat în dezbatere și problema cadastrului apelor. Prima dată trebuie să facem înregistrare sistematică, altfel nu putem să facem cadastre că risipim. Domnul coleg Ferraru, după emisiunea asta, pentru că mai avem încă câteva minute, deci avem încă 5 minute fiecare, câte un minut aveți. Un minut, într-un minut, ce vreți să transmiteți cetățenilor referitor la registrul agricol? Cetățenilor ca cetățenilor, dar autorităților administrației publice locale, le spune că cei care se mișcă repede își creează baze de date în acest spirit de colectare informații, taxare corectă, vor putea să dezvolte aceste localități mult mai repede. De ce? Având o bază de date cu informații clare, corecte, cu extrase de carte funciară, cu acte de proprietate, pot să acceseze fonduri europene destul de repejor. Să nu mai aștepte după colectarea datelor că vine de... Dar nu numai fonduri europene, trebuie să punem în îndoială și fondurile noastre, nu le risipim. Nu. Absolut. Ghiță, care e părerea ta despre registrul agricol? Lucrez cu foarte multe primării. În mod cert au putut să-și rezolve fiecare tot felul de proiecte fără să aibă la zi actele de proprietate. Astăzi, în ultimii cel puțin 2 ani, nu se mai poate. Există o cerere foarte mare din partea primărilor pentru orice drum, pentru orice canalizare, pentru orice pod. Nu mai există o finanțare din partea statului sau Uniunii Europene dacă nu ai act de proprietate la dosar. Exclus. Noi, din păcate, suntem doar 1000 de persoane care ne ocupăm de sistematic la nivel național și probabil că activ suntem vreo 4.000-5.000 la nivel național. Nu vom putea face față acestui val. Vine legea 87, care iară va înghiți din timpul nostru o mare parte. Gândiți-vă câte proprietăți care sunt date cu 112, care acei oameni vor dori de îndată să își facă actele de proprietate. Din păcate, suntem acei 3.000-5.000 de persoane care se ocupă de cadastru în România. Mesajul tău, Paul. Scurt, în primul rând, cetățenilor vreau să le transmit să depună cât mai multe cereri în baza legii 231, care vine în completarea legii 18, pentru suprafețele de intravilan. Și ca un alt punct, ce mi-aș dori să se facă cadastru sistematic în zonele necolectivizate, cum ar fi și la noi în Comuna Ribița. Asta e o doleanță de-a mea. O întrebare suplimentară. Cum înțelegi tu să implici primăria în acest subiect? Din punctul meu de vedere, e greu de ajuns, de asta e și o dorință de-a mea, e greu de ajuns să implementezi cadastrul sistematic într-o zonă necolectivizată, necooperativizată, unde nu ai o evidență clară a suprafețelor de teren. Andreiule, punctul tău de vedere conchide, mai avem foarte, foarte puțin. Un minut, te rog. Eu știu ce metodă ar fi să se actualizeze registrul agricol. Ar fi o metodă foarte ușor de, prin care sigur ar fi rezultate, dar este o măsură care nu o să se aplice niciodată. Dacă s-ar da amenzi conform legii pentru nedeclararea la timp, dacă s-ar impune ca fiecare să vină cu măsurători făcute cu privire la toate terenurile să-și actualizeze registrul agricol, eu cred că în 2-3 ani s-ar actualiza toate. Și, dar, repet, este o chestiune imposibilă, care nu cred că o să se întâmple vreodată, pentru că nimeni nu va da nicio amendă la nicio primărie. Da, de-aia nu te-o lua liberalii pe tine, ai o gândire sănătoasă.
Depinde care aripă din liberal. Aripa sunt aripi cam... acolo, aoleu. Care aripa nouă e cam pedelizată. Una... Poftim? Aripa nouă e pedelizată. A, nu știu, tu dai din casă, noi nu putem decât să notăm și să ne ferim eventual, nu? Dar totuși, este important registrul agricol pentru comunitate. Este foarte important, exact cum a spus și Paul, care asta face. Lucrează cu registrul agricol și simte altfel pulsul cu privire la importanța registrului agricol. Domnul Boton, având în vedere că dumneavoastră aveți și calitate de demnitar local al statului român, de asemenea ca și domnul Ferraru, aveți un minut să ne povestiți punctul dumneavoastră despre ce am discutat astăzi, evident, și despre registrul agricol și ceea ce mai credeți că e necesar să transmiteți celor care le vor urmări. Eu am un mesaj pentru acei angajați ai primăriilor care au tendința să trimită cetățeni la plimbare, ori la registrul agricol, înapoi la FIS și așa mai departe. Să facă rost de undeva de o minimă empatie, să se pună în locul acelui cetățean și poate așa vor reuși să simplifice procedurile și să rezolve problema prompt, fără diverse trimite la diverse birouri. Și ne propunem ca săptămâna asta la Balvaniu să introducem în discuții și anumite chestiuni legate de ceea ce a identificat în Planul Național de Reziliență, pentru că este foarte important să fim foarte bine informați. Ești de acord cu mine? Sigur, sigur. Informația este cea mai valoroasă, cel mai valoros lucru din momentul de față. Evident, dar să fie corectă și profesionistă. Și pentru a conchide, pentru că timpul nostru a și trecut foarte repede, cu atâția oameni de vază și de valoare, vorbind despre declarația pe propria răspundere. Deci, dragii mei, în finalul acestei emisiuni putem să spunem că apelăm la conștiința românilor, dacă o mai au. Dacă nu, să se ducă să o caute, cu frică de Dumnezeu și să se ducă să-și declare proprietățile. Cu cât se vor identifica în mod corect acele proprietăți, taxele vor scădea. Este un principiu economic, nu politic. Chiar dacă unii politicieni îl revendică, însă este foarte important că binele public să triumfe. Mă bucur în seara asta că am fost alături de domnul Paul, care este de la Ribița, un moț. Nu? Ești moț, da? Da. Da, bine, hotărât. Alături de domnul Indreiu de la Brad sau ce-o mai fi Deva Hunedoara, craiul nostru de Hunedoara, împreună cu neprețuitul Ghiță, care totdeauna are noutăți de spus și evident alături de domnul Ferraru. Mai nou în echipa noastră, dar un tip integru, după câte îmi dau seama, și un om care are de spus, chiar dacă nu vorbește mult, vorbește bine. Și asta mă confirma și alții și mă bucur. Și de asemenea am fost alături de domnul Boton din inima României, unde ne vom întâlni sâmbătă, vineri, pardon, să dezbatem și să învățăm, ca să nu pierim.